După 2 ani de pandemie, putem răsufla ușurați în sfârșit. Regulile sanitare au fost ridicate, iar viața își poate relua încet, încet cursul firesc. Foarte bună. De ce să nu fie bine? Dacă eu nu vreau să port, nu o să port. Totuși, pentru unii oameni, această trecere a fost bruscă. În spațiile închise, dar și pe stradă, mulți încă poartă masca de protecție. Eu cred că ar trebui să o port. Pentru mine și pentru ceilalți care sunt pe lângă mine. Trebuie să mai fie câteva luni de restricție, pentru că încă nu s-au terminat restricțiile. Pentru protecția mea. Muncesc în mall și sunt persoane foarte multe care nu mai poartă. Cei 2 ani de pandemie au lăsat urme adânci în psihicul oamenilor, spun specialiștii. Teama de îmbolnăvire, dar și incertitudinea îi fac pe aceștia să renunțe cu greu la restricțiile care au devenit o rutină. Cei 2 ani de pandemie au produs simptome specifice stresului post-traumatic. De aceea, multe persoane încă poartă masca. Da, anxietatea aceasta generalizată provocată de pandemie nu dispare peste noapte. Ea încă are urmări, iar până când oamenii vor fi convinși că sunt în siguranță, vor continua probabil să se ferească, purtând mască. Totodată este important să le explicăm și copiilor despre schimbările produse de pandemie. Comportament învățat pe o perioadă de 2 ani de zile nu se dezvață așa de ușor. E nevoie de timp să ne readaptăm la ceea ce trăiam înainte, la condițiile de dinainte. Dar cu răbdare, comunicare, copiii vor învăța și se vor readapta. 8 martie a fost ultima zi de stare de alertă în România. Măsurile de relaxare vin în contextul în care gradul de ocupare a paturilor COVID de la ATI a scăzut sub 50%.